Primarul Capitalei Ion Ceban a solicitat Ministerului Educației să revadă modelele de predare în școli în contextul pandemiei de COVID-19. Mai exact, edilul cere revenirea la programul obișnuit de studii pentru copiii claselor primare cu respectarea regulilor epidemiologice. Primarul a scris pe Facebook că a primit mai multe plângeri din partea părinților care susțin că le este dificil să se ducă la serviciu dacă regimul de activitate al școlilor va rămâne neschimbat. Am solicitat o reacție de la Ministerul Educației, însă purtătorul de cuvânt al instituției, Cristina Gonța, ne-a rugat să revenim vineri cu un apel.